Este un cuvânt care mi-a rămas în minte de azi dimineață. Este în 2 Petru, capitolul 1, versetul 3 și 4. Dacă nu sunteți familiarizați cu aceste cuvinte, vreau să vă încurajez să faceți aceasta. Spune aici că puterea Dumnezeiască a lui Dumnezeu, trebuie să citim foarte încet, ne-a dăruit tot. Știți ce înseamnă acest tot? Nu tot ce este în lume, ci tot ce ține de viață, viața fizică și Evlavie, care este viața spirituală. Aceste cuvinte au rămas în mintea mea. Dumnezeu ne-a dat tot ce avem nevoie pentru viața fizică și pentru cea spirituală. Nu a reținut nimic. Dacă sunt interesat de viața fizică și spirituală, Dumnezeu a pregătit tot ce am nevoie pentru ea. Nu este niciun motiv pentru care o persoană să zică că nu poate trăi o viață duhovnicească sau evlavioasă. Înseamnă că nu se folosește de puterea care este dată. Să mai citim o dată, ca să vedem clar că Dumnezeiasca putere a lui Dumnezeu ne-a dat, adică n-a trebuit să plătim, tot. Tot înseamnă tot ce privește viața și Evlavia. Și cum se face aceasta? Prin cunoașterea celui ce ne-a chemat prin slava și puterea lui. Cunoscându-l pe Dumnezeu și pe Isus Hristos. Aceasta este viața veșnică, a spus Isus. Am spus și altă dată că majoritatea creștinilor cred că viața veșnică este ca să trăiască veșnic, adică o eternitate. Dar sunt oameni care vor fi o eternitate în iad și vor trăi veșnic acolo. Sunt oameni care vor trăi în rai o veșnicie. Dar nu asta este viața veșnică. A exista o veșnicie în iad sau în rai, acesta este cuvântul. A exista o veșnicie. Dar expresia viața veșnică pe care o găsim în Noul Testament a definit-o Isus în Ioan 17 3. Și viața veșnică este aceasta. Să te cunoască pe tine ca singurul Dumnezeu și pe Isus Hristos pe care l-ai trimis tu. De aceea putem avea tot mai mult din viața veșnică. A exista o eternitate nu înseamnă a avea tot mai mult din ea. Dacă ești o ființă umană, vei exista o veșnicie poate în iad sau poate în rai. Fiecare om va intra în una din aceste două locuri, unde va exista pentru o veșnicie. Nu există nicio îndoială. Dar viața veșnică au foarte puțini. Deci viața veșnică este să-L cunoști pe Dumnezeu. Și cunoașterea lui Dumnezeu este ceva ce trebuie să facem tot mai mult și tot mai mult. Și aceasta începe atunci când îl primim pe Hristos ca Domn și Mântuitor personal. Uneori uităm aceste adevăruri elementare. De aceea încerc să vorbesc în cuvinte simple. Nivelul meu de vorbire este pentru copii de 12 ani. Dacă ei înțeleg, poate oricine să înțeleagă. De aceea încerc să vorbesc mereu așa. Deci cunoașterea lui Dumnezeu este ceva ce merge crescând. La sfârșitul vieții, Pavel a scris lui Timotei, în 1 Timotei, capitolul 6, versetul 19, cred, să apuce adevărata viață. Dar cum să fac asta? Dacă deja l-am primit pe Isus Hristos în inima mea și am viața veșnică, de ce spune să apuce adevărata viață? Nu-i spune lui Timotei să se nască din nou. Viața veșnică este ceva ce poți avea din ce în ce mai mult. Este al cunoaște pe Dumnezeu. Și pe Dumnezeu, poți să-l cunoști tot mai mult și tot mai mult. Și cel mai bun exemplu pe care îl pot folosi este acesta. Atunci când te căsătorești, știi foarte puțin despre soțul sau soția ta. Relația dintre noi și Hristos este ca o relație soț-soție. Noi suntem mireasa și Hristos este mirele. Deci, un soț știe foarte puține despre soție și soția știe foarte puține despre soț. Deci, soția, adică noi, la nașterea din nou, știm puține despre Hristos. Dar pe măsură ce trăim împreună, soțul și soția știu tot mai multe unul despre altul. 20 de ani mai târziu știu și mai multe. 50 de ani mai târziu știu și mai multe unul despre altul. Tot ce le place, ce nu le place, despre mâncăruri, despre obiceiurile lor, ce maniere au, ce personalitate au. Deci, îți vei cunoaște soțul tot mai mult. Acum întrebarea mea este, din momentul în care l-ai primit pe Hristos, să zicem că acea zi este ziua căsătoriei cu Hristos, din acea zi până astăzi, să zicem că sunt cinci ani, îl cunoști pe Isus la fel de mult cum îți cunoști soțul după cinci ani de căsnicie? Îmi pot spune multe lucruri despre soțul tău după cinci ani. Dacă îl cunoști pe Domnul de 20 de ani, Imaginează-ți că ești căsătorită de 20 de ani. Câte știi despre soțul sau soția ta după 20 de ani? Îl cunoști pe Isus la fel de mult? Știi care sunt lucrurile care îl interesează pe Hristos? Sau ce nu îl interesează? Așa cum știi ce îl interesează pe soțul sau soția ta tot mai mult? Sau ai trăit 20 de ani spunând doar l-am primit pe Hristos? Este ca și cum soțul și soția ar spune: Ne-am căsătorit în cutare loc la data cutare. Ne vedem din când în când, nu sunt necredincios soțului sau soției mele, dar am treburile mele de făcut, locuiesc în alt oraș și îmi văd rar soția sau soțul, dar suntem căsătoriți. Îți pot arăta certificatul de căsătorie. Așa trăiesc mulți creștini. Crezi că un soț sau o soție ar trăi așa? Doar arătându-și certificatul de căsătorie, ca și cum ar spune, am fost botezat în data cu tare, asta e o nebunie. Nu așa trebuie să fie o căsnicie și nici așa nu trebuie să fie viața creștină. O căsnicie bună este atunci când soțul și soția trăiesc împreună în fiecare zi. Din păcate, în ziua de azi, soțul trebuie uneori să călătorească departe, în alte zone, dar Isus Hristos nu călătorește nicăieri. El este cu tine tot timpul, așa că poți să-l cunoști în fiecare zi tot mai mult. Vreau să vă spun în numele lui Isus că dacă n-ați făcut lucrul acesta din ziua convertirii voastre, ați eșuat sau ați pierdut mult. Este ca și un copil înscris la școală, dar nu merge la școală în fiecare zi. Nu este dat afară de la școală pentru că directorul este unul milos, dar așa nu învață nimic. Un alt copil care merge zilnic la școală învață mult mai multe și avansează. Copiii care învață când sunt la școală, zi de zi, le va merge bine la școală și apoi în viață, pentru că au perseverat zi de zi. N-au mers la școală doar când au avut chef, iar când n-au avut chef, n-au mers. Dacă sunteți părinți, cum v-ar plăcea să fie copilul vostru? V-ar plăcea să meargă copilul la școală numai când vrea? să zică, mamă, astăzi n-am chef de școală, îmi iau liber azi. Știți că așa trăiesc mulți creștini? Am întrebat mulți creștini dacă citesc Biblia în fiecare zi. Oh, frate, am uitat. Uneori mai uit. Asemenea, oameni nu apucă viața veșnică. Uneori chiar mă întreb dacă vor ajunge în cer. Dacă nu ești interesat să stai de vorbă cu Domnul, măcar o dată în zi, sau să citești Biblia ca să vezi ce are Domnul de spus, măcar o dată pe zi, timp de 5 minute, cum crezi că îți vei petrece veșnicia cu El? Veșnicia nu înseamnă doar cer. Am mai spus asta de multe ori. Mulți oameni așa înțeleg. Pentru mine veșnicia nu înseamnă cer. Pe mine nu mă interesează să merg în cer. Pe unii îi șochează aceasta. Pe mine mă interesează să fiu cu Isus, nu cerul. Să presupunem că ești căsătorită și soțul ți-a cumpărat o casă frumoasă, dar el nu este acolo. Dacă ești o soție bună, te-ai bucura să trăiești în acea casă singură, fără copii, tu singură într-o casă mare, cu multe camere, de ce să faci cu ele? Eu aș fi mai fericit să trăiesc cu soția mea într-o colibă decât singur într-o casă mare. Sper că așa este și căsnicia voastră. Nu contează casa sau coliba, ci persoana cu care te-ai căsătorit și pe care o iubești. Sper că asta căutați și voi pentru veșnicie. Nu casa de sus, străzile de aur, cerul, ci pe Isus pe care îl iubiți. Marea mea pasiune ca slujitor al Domnului este să-i fac pe oameni să-L iubească pe Isus Hristos, pe mirele lor. Eu nu predic niciodată cum este în cer. Nici nu mă interesează cum e acolo, vă spun sincer. De multe ori am spus asta. Eu i-am spus Domnului că aș fi fericit să fiu o veșnicie și în iad dacă El ar fi acolo. Este ca și cum ai spune că ai prefera să fii cu soțul tău în pustie decât să trăiești fără El într-o casă mare. Nu este un mare lucru să spună o soție soțului lucrul acesta? Dacă ei se iubesc, preferă să fie în pustie, trăind sub un copac, dar împreună, decât singură fără El într-o casă. Poți să spui asta despre Isus? că ai prefera să fii în iad cu Isus decât în cer fără El? Aceasta este adevărata relație cu Domnul. Acesta este creștinismul adevărat. Nimic mai puțin. Nu te mulțumi spunând, l-am acceptat pe Hristos și merg în cer. Asta este ca și cum o soție egoistă ar spune, m-am căsătorit cu un miliardar, are o casă mare, nu prea îl văd, nu prea vorbesc cu el, dar am casa asta frumoasă, are servitori care îmi gătesc mâncare bună. Ce crede despre o astfel de soție? Exact așa sunt mulți creștini. Și dacă ești o asemenea soție, când îl cauți pe soțul tău? O, atunci când am o nevoie, îl sun, căci în rest nu am timp să vorbesc cu el. Așa sunt cei care se roagă numai când au o problemă sau o nevoie. Ca o soție care spune, îmi sun soțul numai când am nevoie de bani sau de ceva în casă. Dar în restul timpului nu am timp să vorbesc cu el. N-am timp să-i spun cât îl iubesc sau să vorbim, să-l cunosc mai mult. Așa este viața de rugăciune a multor creștini. Se roagă doar când au o problemă sau o nevoie. Compară relația ta cu Hristos cu relația ta de căsătorie și poți vedea dacă te comporți cu partenerul tău așa cum te comporți cu Hristos. Dacă vorbești cu el doar când este o problemă sau o nevoie. Când citești Biblia? Este ca și cum soțul ar fi plecat și îți trimite o scrisoare și tot deschizi spunând, o, oh, sunt 10 pagini, dar trec rapid și citesc doar două, trei propoziții și apoi o pun deoparte. Sau primești un e-mail de la soțul tău care este plecat departe și spui, O, oh, acum n-am timp să citesc, mai bine mă uit la alte lucruri pe internet. Ce fel de căsătorie credeți că ar fi aceasta? Nu m-aș mira dacă se termină cu divorț. Și vă spun că așa este relația multor creștini cu Hristos. Ați fi șocați de o astfel de căsătorie, unde cei doi vorbesc doar ocazional unul cu altul. Dar nu vedeți că și voi vorbiți doar ocazional cu Hristos și relația cu El este exact la fel? Vedeți ce soț milos este El? Că tolerează acest lucru și totuși n-a divorțat de tine. Nu te-a dat afară, chiar dacă tu numai ocazional te gândești la El. Frați și surori, nu încerc să vă mustru. Ci să vă arăt un standard mai înalt de viață. Este ca și cum ai consilia un cuplu și ai spune căsnicia este un lucru foarte frumos. După legătura cu Hristos, căsnicia este cel mai frumos lucru de pe pământ. Chiar este. În India, mulți oameni își iubesc copiii mai mult decât soția. Foarte greșit. Trebuie să-ți iubești soția mai mult decât copiii. Dacă unii care mă auziți vă iubiți copiii mai mult decât soția, vă spun că e greșit. Trebuie să vă iubiți copiii, dar pe soție trebuie să o iubiți mai mult. Asta ne învață Scriptura. Trebuie să zidești legătura cu soțul sau soția prin părtășie zilnică unul cu altul. Chiar și cei care sunt despărțiți o vreme. Acum avem multe căi de comunicare, telefoane, e mail etc. Și exact așa trebuie să fie și cu Hristos. Deci, revenim la acest verset. Dumnezeiasca lui putere ne-a dat tot ce privește viața și evlavia. Cum? Prin cunoașterea lui. Și aceasta vine prin conversații. Dacă nu vorbești niciodată cu partenerul tău, nu îl vei cunoaște. Vă garantez aceasta. Dacă este departe și nu-l suni sau nu-i scrii, nu vei ajunge niciodată să-l cunoști. Prin cunoașterea celui ce ne-a chemat, prin puterea și slava sa. Un alt lucru este că, dacă crești în cunoașterea lui, el ne dă făgăduințe nespus de mari și scumpe. Versetul 4. Imaginați-vă un soț care oferă soției lui tot felul de lucruri. Promisiunile sunt ca un cont bancar. Vreau să vă spun că soțul vostru spiritual este un miliardar sau are trilioane și va deschis un cont bancar foarte mare. Aceasta înseamnă făgăduințele lui mari și scumpe. Dar trebuie să mergi la bancă și să iei precum mergi la un automat. Introduci cardul și scoți bani. Tot așa trebuie să mergi la Domnul și să spui, Doamne, acestea sunt promisiunile Tale, toate acestea scrise în Scriptură. Ele sunt ca cecurile. Le duci la Banca Cerului și le semnezi în numele Lui Isus Hristos. Scopul lor este comoara cea mai mare pe care o poate avea un om. Care credeți că este cea mai mare bogăție, cel mai mare lucru pe care Domnul ți-l poate da? Un serviciu mai bun? Nu. Cei care sunteți necăsătoriți, un soț sau o soție bună? Sunt lucruri bune, dar nu este lucrul cel mai bun pe care ni-l dă Domnul. Și nu este nicio lucrare sau slujire. Pentru cei care predică, puterea de a predica cuvântul nu este nici acesta cel mai mare lucru, ci cel mai mare lucru este, așa cum zice în versetul 4, să vă faceți părtași firii dumnezeiești. Cum să vă explic aceasta? Unii aveți câini pe care îi iubiți mult. Unii oameni își iubesc câinii mai mult decât proprii copii. Așa am observat în țara asta. Să presupunem că și câinele te iubește mult. Și să presupunem că ai putea spune câinelui tău, ai putea să devii și tu o ființă umană și să devii exact ca unul din fiii mei. Să schimbi forma și să nu mai latri tot timpul. Te voi face ca pe fiul meu și vei putea vorbi cu mine. Vom putea comunica unul cu altul. Te voi trimite la școală pentru că vei deveni om și vei putea citi și scrie. Și dacă ești departe, îmi vei putea scrie scrisori. Și îți voi deschide și un cont bancar. Acum ești câine și nu pot aceasta. Dar te voi face o ființă umană. Acel câine va fi foarte entuziasmat și va spune că este imposibil. Dar tu spui, ba, este posibil, voi face asta. Aceasta ar fi o minune. Nu știu dacă realizezi. Dar este o minune și mai mare când Dumnezeu spune unui copil rău al lui Adam, te voi face să ai parte de natura mea, de felul meu de a fi. Așa scrie aici, să ne facă părtași firii dumnezești. Și cea mai bună ilustrare este, ca și cum ai spune lui tău, te voi face o ființă umană și îți voi da tot ce ai nevoie ca ființă umană. Imaginați-vă asta în mintea voastră. Cum ar fi ca într-o zi câinele să se schimbe în om? Să fie un copil mic care crește? A fost câine, dar l-a iubit? Dumnezeu a iubit așa de mult lumea și unii din ei au devenit părtași firii lui. Eu cred că acesta este cel mai mare lucru din lume. Dacă Dumnezeu mi-ar spune vrei firia mea, dar vei rămâne sărac toată viața, o persoană foarte simplă, sau vrei să fii milionar, dar fără firea mea? Aș spune imediat, clar că firea ta o vreau, Doamne. Vreau să vă întreb sincer, câți dintre voi credeți că a fi părtaș firii lui Dumnezeu este un lucru mai bun decât a câștiga mulți bani sau să îți mărești contul bancar? Vă spun că dacă credeți asta din toată inima, ați fi avut mai mult din firea lui Dumnezeu decât aveți acum. Așa ar fi cel mai ușor lucru din lume să ierți alți oameni. N-ai avea nevoie de 100 de predici despre iertare ca să poți ierta pe alții. Nu ai avea nevoie de amenințare. Da, de amenințarea că dacă nu vei ierta pe alții, nici Dumnezeu nu te va ierta. Atunci nu vei avea nevoie de o astfel de amenințare ca să poți ierta pe alții. Chiar dacă nu ar fi o asemenea amenințare, a ierta. Să presupunem că Dumnezeu ar spune așa cum a fost în Vechiul Testament. Chiar dacă nu ierți pe alții, eu totuși te iert. Așa era în Vechiul Testament, în Vechiul legământ. Să presupunem că Dumnezeu mi-ar spune: "Chiar dacă tu nu ierți pe alții, totuși eu te iert." Eu aș spune: "Doamne, Tatăl meu, eu tot vreau să iert pe alții, pentru că așa faci și tu. Așa este firea sau natura ta." Asta a făcut și Isus când s-a înfăptuit cel mai mare păcat din lumea aceasta, răstignirea lui Isus. Care au fost primele lui cuvinte? Oamenii aceștia nu își dau seama ce păcat fac. Tată, iartă-i, că cei nu știu ce fac. Îl răstignesc pe Fiul lui Dumnezeu, fac cea mai mare crimă din istorie. Te rog, iartă-i imediat. Imaginați-vă aceasta. Noi nu vom ști niciodată cum este să fii bătut în cuie pe o cruce, să ai rușine că atârni acolo în lenjerie intimă în fața tuturor. De asemenea, durerea. Am auzit că cine este răstignit nu poate respira normal. Trebuia să se ridice cu picioarele în care era bătut pironul ca să poată respira. E greu să te ridici cu piciorul în care e bătut un cui. Încearcă să faci asta 5 minute și apoi îți vei da seama ce a trebuit Isus să facă timp de 6 ore, la fiecare suflare. Și el nici măcar nu se gândea la aceasta. Știți la ce se gândea? Oamenii aceștia au făcut cel mai rău păcat, vor merge în iad. Eu îi iert, tată, iartă-i. Din partea mea, eu îi iert. Dar ei tot vor fi judecați de Dumnezeu. Acei farisei, Irod, Pilat, pentru că sunt două direcții ale iertării. Ca o cruce. Este o iertare verticală și una orizontală. Dacă mă înjunghi pe mine, trebuie eu să te iert, dar și Dumnezeu să te iert. Da, pentru că ai păcătuit împotriva mea, dar de asemenea ai păcătuit împotriva lui Dumnezeu. Ai făcut rău altui om. Dacă eu spun, ok, te iert că m-ai înjunghiat, partea orizontală se rezolvă, dar rămâne partea verticală. Dumnezeu te va întreba în ziua judecății de ce l-ai înjunghiat pe Zac. El te-a iertat. Partea orizontală e rezolvată. Dar tu nu te-ai pocăit. Și pentru că nu te-ai pocăit de aceasta, eu nu te iert și vei merge în iad. Așa este și cu oamenii care l-au răstignit pe Isus, dacă nu s-au pocăit. Ei tot vor merge în iad, chiar dacă Isus a zis, Tată, iartă-i. Isus era pe cruce ca om, căci El a târnat acolo nu ca Dumnezeu, ci ca om. Chiar dacă era Dumnezeu, a târna acolo ca om, murind pentru păcatele noastre. Și atunci a putut ierta doar ca om. De aceea citim că 40 de ani mai târziu, Domnul a pedepsit evreii pentru răstignirea lui Isus căci evreii au strigat, răstignește-l, răstignește Toți evreii s-au întors împotriva celui care le-a vindecat bolnavii, le-a înviat morții, le-a predicat, așa că Dumnezeu a pedepsit neamul evresc după 40 de ani după răstignirea lui Isus. 40 este un număr de testare. 40 de zile a fost Isus ispitit în pustie, evreii au stat 40 de ani în pustie, mereu 40-40. Domnul le-a dat 40 de ani că Jesus a fost răstignit în jur de anul 30. Și 40 de ani mai târziu, armata romană a venit și a ars templul de la Ierusalim și a împrăștiat pe evrei în toată lumea, aproape 1900 de ani. Au fost împrășteați în toate țările, dar Domnul a avut milă de ei. Israelul a fost numit Smokin, în Vechiul Testament. Ieremia a avut o vedenie cu Israelul ca fiind un smochin. Și vă amintiți că Isus a mers odată la un smochin? Vă amintiți? Acolo era imaginea Israelului. Isus a căutat fructe acolo. Nu v-ați mirat de ce a blestemat Isus un smochin doar pentru că nu avea fructe? Nu a făcut asta pentru că era supărat. Hei, tu nu ai fructe. Iisus nu s-a supărat niciodată pe copaci, animale sau oameni. Este o pildă. Isus uneori a vorbit în pilde, a exemplificat cu pilde. Aici era o demonstrație pentru ca ucenicii lui să înțeleagă ceva. El a blestemat smochinul care a început să se usuce de la rădăcină. Ucenicii n-au văzut lucrul acesta decât a doua zi. Apoi au văzut ucenicii și au zis, Doamne, acest smochin pe care l-ai blestemat s-a uscat. Aceasta era imaginea Israelului. Ieremia a văzut un smochin ca fiind Israelul. Isus a venit la Israel căutând fructe. Acesta este mesajul pildei. Ce a văzut el acolo? Frunze. Știți ce simbolizează frunzele? Activitate religioasă. Mergeau regulat la templu, dar viața lor nu era schimbată. Așa cum sunt mulți creștini astăzi. Merg la biserică, știu doctrina, cântă, predică, dar nu arată că au dragoste în casele lor. Nu au milă, iertare. Nu sunt curați la nivelul gândurilor, în vorbire. Frunze, frunze și iar frunze. Este o caracteristică a fățarnicilor. Isus a văzut acele frunze și a blestemat fățărnicia oriunde a văzut-o, ca a fost la copac, la evrei sau la creștini. Dumnezeu urăște fățărnicia. Citiți Scripturile. Ce a condamnat Isus cel mai mult? A condamnat criminalii, hoția sau curvia, la fel de mult cum a condamnat fățărnicia? Matei 23 este un capitol întreg în care este condamnată fățărnicia. Aceasta înseamnă a fi doar un copac cu frunze, dar fără fructe sau fără roade. Apoi, Isus a spus în Matei 24, într-o zi veți vedea acel smochin înfrunzind, nu producând roade. Amintiți-vă aceasta. Citiți Matei 24. Acum n-am timp să vă arăt aceste versete. Scrieți referința și apoi citiți. Acel smochin va înfrunzi, nu va face roade. Aceasta s-a întâmplat 1900 de ani mai târziu. În 1948 s-a născut națiunea Israel, în aceeași țară pe care Dumnezeu a dat-o lui Avram, Isaac și Iacov. El le-a spus că o va da seminței lor pentru totdeauna. Și chiar dacă romanii i-au scos afară de acolo și multe popoare au ocupat țara, căci mulți oameni au ocupat țara Israel, mulți oameni de diferite religii. Dar Dumnezeu se ține de cuvânt. Chiar dacă durează 1900 de ani, el se ține de cuvânt. Și ei s-au întors. Și acum, evreii sunt acolo, de atunci. De mai bine de 70 de ani. Dar sunt numai frunze. Isus a spus, când veți vedea că smochinul înfrunzește. Știți că vara este aproape. Matei 24. Și atunci când veți vedea că se întâmplă aceste lucruri, să știți că revenirea lui Isus este aproape. Eu cred aceasta. Cred că de când s-au întors evrei în țara Israel, în 1948, ne apropiem de final. Timpul se scurge spre sfârșit, spre miezul nopții, spre revenirea lui Hristos. Acele ceasornicului se tot mișcă și sunt foarte aproape. Spune că venirea este aproape. Nu că se va întâmpla a doua zi, dar știm că este aproape. De aceea eu cred că sunt foarte privilegiat. Nu știu dacă și voi credeți aceasta: că sunt foarte privilegiat să trăiesc în ultima generație înainte de revenirea lui Hristos. Unii s-au simțit privilegiat să trăiască în prima generație când Hristos a venit prima dată. Privilegiul pe care îl avem noi astăzi este că putem să depunem mărturie altora prin viața noastră mai întâi și apoi prin cuvintele noastre că revenirea Mântuitorului nostru este aproape. Orice ai munci pentru a-ți câștiga existența este bine, ca să nu depinzi de alții, să te întreți singur. Asta am făcut și eu, toată viața, încă de când am început să am salari. Și după ce mi-am lăsat serviciul pentru a fi în slujba Domnului tot timpul, m-am întreținut singur, fără să depind de nicio biserică și de niciun om. Niciodată prin harul și mila lui Dumnezeu. Nu e meritul meu pentru aceasta, ci mila Domnului. Dar care este rezultatul? Ne-am întreținut singuri, am avut grijă de nevoile noastre, dar venirea Domnului este aproape și noi trebuie să căutăm să ne îndeplinim cea mai importantă datoria noastră, care nu este întreținerea noastră, ci, așa cum a zis Isus, voi îmi veți fi martori până la marginile pământului. Tu, în colțul tău mic, și eu, într-al meu, să fim martori. Asta înseamnă că, chiar dacă nu predic, prin viața mea pot fi martor. Isus a spus, lumina voastră să lumineze înaintea oamenilor, pentru ca ei să vadă faptele voastre bune și să slăvească pe Tatăl vostru Ceresc. Poate n-ai deloc darul de a predica. Nu contează. Poți face fapte bune. Să-i binecuvintezi pe oamenii din jurul tău. Oameni necreștini, rude de-a tale, binecuvintează-i cu cuvintele, cu viața ta, cu faptele tale, oamenii de la locul de muncă, vecinii, poate ei nu vor aprecia aceasta niciodată, poate nu-ți vor mulțumi niciodată, dar nu te vor uita niciodată. Eu am experimentat aceasta. În zilele când lucram pe vapoare, la baza navală, în diferite părți ale Indiei, am cunoscut oameni care, ani mai târziu, și au amintit că au întâlnit un creștin care a căutat să îl mărturisească pe Hristos prin viața lui. Știu asta pentru că unul din amirali a venit și mi-a spus aceasta după 40 de ani. El a spus, Zac, nu te-am putut uita niciodată. Noi am fost colegi de mult, prin 1959. Și n-a uitat, nici după 40-50 de ani. Nu te vor uita oamenii niciodată. Nu vor uita un bărbat sfânt, o femeie sfântă, care au trăit o viață sfântă. Nu unul care îl predică tare pe Hristos, pentru că mulți din ei sunt fățarnici, ci unul care a avut o viață sfântă, care a arătat prin viața lui că nu îi înșală pe alții, care e corect cu banii, care vorbește frumos, care ajută totdeauna pe cei care sunt în nevoie. Aceasta înseamnă să arăți viața lui Hristos. Așa trebuie să trăim frați și surori. Asta înseamnă să fii părtaș firii dumnezeiești. Să vă dau un exemplu. Ce a zis Isus în Matei, capitolul 5, versetul 44? Vă spun vouă, a spus Isus, iubiți pe vrăjmașii voștri. Și să ne oprim aici. Ai vrăjmași? Nu mă refer ca tu să ai dușmani, ci dacă altcineva te consideră pe tine vrăjmașul lor. Eu personal nu am niciun vrăjmaș în lumea aceasta. Dar sunt oameni care mă consideră vrăjmașul lor pentru că îl predic pe Hristos. Mai ales oamenii cărora nu le place evanghelia pe care o predic. Standardul înalt al Bibliei. Mulți creștini mă consideră dușmanul lor. Mă numesc eretic și mă bat jocoresc. Dumnezeu să-i binecuvinteze. Iubește-i. Este cineva care te persecută sau îți face probleme la servici? Sau vreun vecin sau vreo rudă a ta? Și eu am trecut pe aici. Roagă-te pentru ei. Eu așa fac. De ce? Așa dovedești că ești fiu al Tatălui tău ceresc. Nu un fiu al lui Adam, Copiii lui Adam nu sunt așa. Ei spun: Nu te iert niciodată pentru ce mi-ai făcut. Ei încearcă totdeauna să facă rău altora. Dar un fiu al Tatălui Ceresc este altfel. Priviți un alt exemplu al bunătății lui Dumnezeu. Un exemplu minunat. El face să răsară soarele peste cei răi și peste cei buni. Și trimite ploaie peste cei drepți ca și peste cei nedrepți. Știați asta? Gândiți-vă la doi fermieri. Unul este temător de Dumnezeu, care trăiește o viață neprihănită și a dat viața lui Hristos și a predat totul Domnului. Lângă el este un fermier ateu. Amândoi seamănă și plantează. Cum credeți că plouă în acea zonă? Dumnezeu ar putea foarte simplu să pună o limită ploi și să cadă numai pe pământul omului credincios și celălalt pământ să se usuce. Dar el nu face asta. Aceeași cantitate de ploaie cade. Și acela teu, acela care spune că Dumnezeu nici nu există, primește aceeași cantitate de ploaie. Domnul așa face. Ce minunat mod de a trăi. Și el spune, fiți și voi așa, fi ai Tatălui. El trimite soarele să răsare peste cei buni și peste cei răi. Datorită soarelui, avem multe avantaje. Lumea n-ar exista dacă n-ar răsări soarele în fiecare zi. Oxigenul, de exemplu. Știți că Dumnezeu dă oxigen și teroriștilor ca să respire? Tot atât cât dă și copiilor lui? Aceeași cantitate. Un om credincios nu primește mai mult oxigen decât un terorist. Asta este bunătatea lui Dumnezeu. Copiii sunt o binecuvântare a Domnului. Oamenii duhovnicești au copii, dar și teroriștii au copii. Acesta este semnul bunătății lui Hristos. Nu înseamnă că e de acord cu ei. Nu este deloc de acord cu ei. Vor merge toți în iad. Dar atâta vreme cât sunt oamenii pe pământ, Dumnezeu încearcă să-i salveze, fiind bun cu ei. Sperând că într-o zi bunătatea lui față de ei îi va trezi și îi va face să se întoarcă la el. Și Domnul spune, copiii mei, vreți să fiți și voi așa ca mine, față de oamenii răi? Aceasta înseamnă să fii părtași firii dumnezeiești, să fii duhovnicesc, evlavios. Este un lucru minunat. Și vreau să vă spun, frați și surori, chiar dacă nu poți predica, chiar dacă n-ai să dai bani Domnului, Domnul nu vrea banii tăi. A lui este tot aurul și argentul lumii acesteia. Ce să facă el cu cenții și dolarii tăi? El are tot aurul și argentul din lume. Tot cei care predică că Dumnezeu are nevoie de banii tăi vorbesc prostii. Atunci, de ce dăruim? Dăruim pentru că este un privilegiu și o onoare să poți susține lucrarea lui Dumnezeu în această lume păcătoasă. Sau, așa cum facem și noi în India, ajutăm văduvele sărace și pe cei în nevoie. Lumea este plină de nevoiași. Este un privilegiu și o onoare, nu o obligație. Noi nu plătim o taxă. În Vechiul Testament era o taxă. Toți evrei trebuiau să plătească 10% taxă pe venit. În noul legământ nu este nicio taxă. Isus a zis, împărații pământului iau taxe de la fiilor? Nu. Deci Dumnezeu nu ia taxe astăzi, dar fiilor le place să-și binecuvinteze tații. De aceea dăm și noi lui Dumnezeu. Este o diferență, este un alt fel de relații. Toți cei care își tot amintesc cât au dat lui Dumnezeu, ei plătesc taxe. Ca și când spui celor de la impozit, da, eu am plătit atunci atâta, atunci faci încă parte din vechiul legământ. În nou legământ, o persoană dăruiește și nu-și mai amintește cât a dat. Vă spun sincer că eu nu mai îmi amintesc cât am dat Domnului. Pentru că Domnul mi-a dat înapoi 100%. Cum să-mi amintesc cât i-am dat eu lui? Este o relație minunată să trăiești cu Isus și când spui Dumnezeu este Tatăl meu. Dacă ai această relație, Tată Fiu, și ești părtaș naturii lui, asta este un lucru așa de bun încât poți fi bun și cu oamenii răi. M-am gândit la aceasta și în legătură cu iertare. Sunt două motive pentru care iertăm pe alții. Unul, pentru că așa a spus Isus, că dacă nu iertăm pe alții, nu vom fi iertați și vom merge în iad. Și noi spunem, o, oh, Doamne, eu nu vreau să merg în iad, îl iert pe omul acela rău. Acesta este un mod foarte sărac de a ierta. Știți cum spune Biblia că ar trebui să iertăm? Iisus a pronunțat o amenințare. Să vă citesc Matei, capitolul 6, versetul 15. Aici este o amenințare. Da, e o amenințare. A amenințat Iisus pe oameni? Da. I-a amenințat și pe ucenicii lui. Să mergem mai întâi la Matei 5, versetul 1 și 2. Vreau să vă arăt acest verset doar ca să vedeți cui i-a spus Iisus predica de pe munte. Mulțimea era acolo. O mulțime mare. Dar el a vorbit acolo ucenicilor lui. Să nu uitați aceasta. Împreună cu ei, a și mulțimea. Pentru că la sfârșitul predicii ei au spus: "Wow, n-am mai auzit pe cineva să vorbească așa ca omul acesta." Dar el nu le-a vorbit lor. Matei 5:1. Ucenicii lui s-au apropiat de el și el a început să le vorbească ucenicilor. Deci, Isus a amenințat ucenicii? Da. Te amenință și pe tine? Da. Să vedem. Matei, capitolul 6, versetul 15. Imaginează-ți că Isus este aici și îți vorbește ție. Deci, nu eu, ci Isus este aici și vă vorbește vouă, ucenicilor. Și vă spune: Dacă nu iertați pe alții, nici Tatăl meu nu vă va ierta. Nu este aceasta o amenințare? Veți merge în iad. Veți spune: Oh atunci voi ierta pe alții, pentru că sunt amenințat. Aceasta este modalitatea numărul 1 de a ierta. Mai este o modalitate de a ierta pe alții. Când Isus a predicat acestea, noul legământ nu era încă stabilit. În ziua 50.000, trei ani și jumătate mai târziu, a fost stabilit noul legământ. Atunci mesajul a fost același, de a ierta pe alții, dar un pic diferit. Efeseni, capitolul 4. Aici este un mesaj despre a ierta pe alții, dar un pic diferit. Ascultați! Așa este o persoană părtașă firii Dumnezești. Efeseni 4, versetul 32. Fiți buni unii cu alții, miloși, și iertați-vă unul pe altul. Cum? Nu din cauza amenințării că veți merge în iad. Nu. Iertați-vă unul pe altul, pentru că și Dumnezeu v-a iertat pe voi în Hristos. De aceea, următorul verset, urmați pilda lui Dumnezeu. Capitolul 5, versetul 1. Nu vă uitați la împărțirea pe capitole făcută de oameni, ci citiți și următorul verset. De multe ori am fost binecuvântat făcând aceasta. Eu trebuie să urmez pilda lui Dumnezeu, să fac ca El așa să iert pe alții și nu de teamă că voi merge în iad. Vă spun, frați și surori, și Domnul meu este martor, că din câte știu eu, am iertat orice om care mi-a făcut rău în toată viața mea, sau pe cei care au făcut rău familiei mele, sau soției mele, i-am iertat pe toți. Nu pentru că mi-este frică să merg în iad, ci pentru că vreau să fac așa cum face tatăl meu. Așa cum un tată ar spune fiului său, fii ca mine. Uită-te cum fac eu și învață de la mine. Poate înveți un copil să facă ceva, poate cum să repare mașina și zici, uită-te cum fac eu și învață de la mine. Tot așa spune și Dumnezeu, învățați de la mine. Voi nu ați vrea ca copiii să învețe de la voi? Nu este ceva minunat atunci când copiii învață de la tatăl lor? Eu vreau ca copiii mei să învețe de la mine cum să predice. Eu sper ca ei să predice mai bine ca mine. Dar vreau să învăț în orice domeniu unde pot. O mamă vrea să-și învețe copiii să gătească. Dumnezeu spune, învățați de la mine. Eu mă gândesc așa, ce face Dumnezeu în cer 24 de ore? Ce credeți? Credeți că doar stă să-i asculte pe îngeri cum îl laudă? Vă spun eu ce face Dumnezeu 24 de ore. Vă rog, ascultați. Undeva pe pământ, creștini și poate necreștini spun, O, Doamne, am făcut ceva rău, te rog, iartă-mă. Dumnezeu spune, iertat, într-o secundă. Într-o altă parte a pământului, o altă persoană spune, Am făcut ceva rău, Doamne, te rog, iartă-mă. Iertat, Într-o altă parte a Pământului, altcineva spune, am făcut ceva rău. Știți ce se întâmplă acum în lume? Tot timpul, 24 de ore pe zi, undeva în lume, cineva a făcut ceva rău. Credincioși sau necredincioși. Și spun, o, Doamne, te rog, iartă-mă. Tată, iartă-mă. Și Domnul spune, iertat, iertat. Eu îmi imaginez că în fiecare secundă din zi și din tot anul, Dumnezeu face asta. Iertat acolo, iertat dincolo, iertat, 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 iertat. Pentru că este Dumnezeu poate face asta. Eu nu pot vorbi cu atâția oameni deodată, dar el este Dumnezeu. Și poate face asta într-o secundă. Poate iartă câteva mii pe secundă, apoi alte câteva mii. Dar iertați, iertați, iertați. Și spun, Doamne, vreau să fac după exemplul tău. Așa spune aici. Să urmăm exemplul lui în ce privește iertarea altora. Vreau să vă întreb, frați și surori, așa iertați voi pe alții? Să începem din casele noastre. Este un proverb englezesc care spune că dragostea începe de acasă și mila tot de acasă. Îți ierți soția sau soțul imediat ce au greșit? Înainte de a cere iertare? Dumnezeu nu iartă pe cineva înainte ca aceluia să-i pară rău, dar noi trebuie să iertăm înainte ca aceluia să-i pară rău. Așa a făcut Isus pe cruce cu acei oameni care l-au crucificat. Lor nu le-a părut rău, nu. Majoritatea dintre ei nu le-a părut rău toată viața lor, dar El i-a iertat. Dumnezeu însă va avea de-a face cu ei. Este pe partea verticală, dar pe orizontală eu trebuie să iert pe oameni, chiar dacă lor nu le pare rău. Și am zis, dar cum rămâne cu credincioșii? Aceștia erau necredincioși care l-au răstignit pe Hristos. Vreau să fiu sincer. În Luca 17, Isus a spus, versetul 3, Dacă fratele tău, care este credincios, păcătuiește împotriva ta, corectează-l. Dacă îi pare rău sau se pocăiește, iartă-l. Dar dacă nu îi pare rău, aceasta este o altă întrebare. Dacă greșești împotriva ta de șapte ori pe zi, de șapte ori în 12 ore, înseamnă că nu trece mult și iar face ceva rău. Și apoi spune, iartă -mă. După o oră și jumătate, iar face ceva rău și spune, iartă -mă. Aplica asta soției sau soțului tău. Cam tot la o oră jumate să se întâmple. Ați avut așa o zi în care tot la o oră jumate să facă el sau ia ceva rău împotriva ta? Nu cred că el sau ea sunt așa de răi ca tot la o oră să facă ceva rău. Dar Isus spune că chiar dacă se întâmplă așa, iartă. Ucenicii au spus: "Mărește necredința, Doamne, pentru asta." Dar cum este cu un credincios care face ceva rău? Matei 18. Eu încerc să vă învăț din Scriptură. Versetul 15. Dacă fratele tău deci este vorba de fratele tău, nu de un necredincios. Farisei și cei ce l-au răstignit pe Isus nu erau credincioși. Acum este un frate care greșește împotriva ta. Du-te și spune-i, auzi, nu este bine ce ai făcut. Dacă este necredincios, dă-i pace, iartă-l fără să-i spui ceva. Te-a răstignit? Ok, iartă-l. Dar când fratele tău greșește împotriva ta, pierde părtășia cu Dumnezeu. Du-te și spune-i. Încearcă să-l câștigi, spune aici. Dar el nu te ascultă. Spune și altora, pentru că vrei ca el să aibă din nou legătură cu Dumnezeu. Versetul 17. Dacă nu ascultă nici de ceilalți, atunci spune-l bisericii. Aici se vorba de o greșeală serioasă. Și dacă nu ascultă nici de biserică, ar trebui să te porți cu acel frate din acel moment ca și cum ar fi necredincios. Așa spune aici în versetul 17. Tu i-ai spus, alți frații au spus, biserica i-a spus și el tot nu ascultă. Este vorba de un păcat serios pe care l-a făcut împotriva bisericii. Trebuie să mă port față de el ca și cum ar fi necredincios. Și acum trebuie să-l iert. Bineînțeles, pentru că necredincioșii trebuie iertați imediat, chiar și dacă nu le pare rău. Ai înțeles aceasta? Așa scrie aici. Poartă-te cu el ca și cum e necredincios, pentru că trebuie să-l ieți chiar dacă lui nu-i pare rău. Până acum ai așteptat ca lui să-i pare rău. Ai vorbit cu el, dar nu s-a pocăit. Alții au vorbit cu el și nimic. Biserica a vorbit cu el și nu s-a pocăit. Acum nu mai aștepta ca lui să-i pară rău, ci iartă-l pentru că e necredincios. Ai înțeles aceasta? Mie mi-este foarte clar. Îl tratez ca pe un credincios atâta timp cât aștept ca să-i pară rău. Dar dacă nu-i pare rău, devine ca un necredincios și îl iert imediat. Da, așa este adevăratul creștinism. Dar, de ce am încercat ca să-l fac să-i pară rău ca credincios? Pentru ca să am părtășie cu el. Cu un necredincios nu pot avea părtășie. Isus nu avea părtășie cu oamenii care l-au ucis. I-a iertat. Sunt oameni în lume pe care i-am iertat 100%, dar nu am părtășie cu ei. Sunt credincioși care mi-au făcut rău. I-am iertat înaintea lui Dumnezeu 100%, dar nu am părtășie cu ei. Nu mă întâlnesc cu ei? Ei nu vor să aibă părtășie cu mine și nici eu nu vreau să am părtășie cu ei. I-am iertat. Dacă se pocăiesc, pot avea părtășie cu ei, altfel nu. Acesta este cuvântul lui Dumnezeu. Nu încerc să fiu mai sfânt ca Dumnezeu, nici mai sfânt ca Isus, căci nici El n-a zis, chiar dacă mă omorâți, eu vreau să am părtășie cu voi. Nu, vă iert. Dar dacă nu vă pare rău, nu vă pocăiți, nu pot avea părtășie cu voi. Am văzut de-a lungul anilor că am dorit să am părtășie cu toți copiii lui Dumnezeu. Dar dacă ei nu se pocăiesc de păcatele lor, atunci mă port cu ei ca și cu niște necredincioși. Îi iert, dar nu avem părtășie. De aceea nu mă simt condamnat că sunt creștin pe lumea aceasta cu care nu am părtășie. Dar asigură-te că i-a iertat. Asta înseamnă să urmăm pilda lui Dumnezeu care totdeauna iartă. Deci nu există scuză pentru neiertare. Evlavia este cuvântul cu care am început. Să vă arăt câteva versete cu privire la aceasta. Citim în 2 Petru, capitolul 1, versetul 3, în caz că ați uitat, Dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit tot ce avem nevoie pentru viață și evlavie. Și unul dintre aceste lucruri este răspunsul la rugăciune. Isus a putut să se roage și noi ne putem ruga. Dar în rugăciunea Domnului, este așa cum am scris în cartea cu titlul Rugăciunea centrată pe Dumnezeu. Citiți-o cândva. Această carte este despre rugăciunea Domnului, Tatăl nostru care ești în ceruri. Și acolo am scris că Isus ne-a învățat să ne rugăm altfel decât se roagă majoritatea creștinilor. În rugăciunea noastră spunem mai mult, dă-mi asta, dă cealaltă, dar asta trebuie să fie pe locul 2. Pe locul 1 este, vie împărăția ta, facă-se voia ta, numele tău să fie lăudat. Începe așa. Și apoi spune, te rog de mâncare, salvează-mă din ispite, nu mă lăsa să păcătuiesc. Începe cu Dumnezeu. Doamne, vreau ca numele Tău să fie lăudat în viața mea. Vreau să fac voia Ta și vreau ca Tu să ai toată slava. Numele Tău să fie lăudat. Apoi iartă-mă, dă mâncare zilnică, etc. Iartă-mă așa cum iert eu pe alții. Deci, așa trebuie să ne rugăm în relație cu Dumnezeu. Deci, cum am spus, iertați, iertați, iertați. Dar în ceea ce privește Evlavia, Dumnezeu ne-a dăruit totul cu privire la viață și Evlavie. Să vorbim acum despre rugăciune. Dacă copiii tăi ar avea un joc de fotbal sau un meci de basket, cum te-ai ruga pentru el? Doamne, fă ca fiul meu să câștige, echipa lui să câștige. Eu nu m-am rugat niciodată așa. Știți de ce? Pentru că dacă îl rogi pe Dumnezeu să ajute o echipă, pentru cealaltă echipă nu mai este nicio speranță. Dacă Dumnezeu l-ar ajuta pe fiul tău, el ar da toate golurile, ar da în fiecare minut câte un gol, pentru că Dumnezeu îl ajută, iar dribla pe toți, iar în următorul minut, din nou, toate acestea. Eu nu mă pot ruga o asemenea rugăciune. Este ca și cum l-ai ruga pe Dumnezeu să nu fie corect, dar Dumnezeu este corect. Chiar dacă cealaltă echipă este plină de necredincioși și echipa aceasta este plină de credincioși, el nu îi va ajuta. Deci trebuie să înțelegem lucrurile despre rugăciune. Eu mă rog în felul următor. Doamne, ajută-l pe fiul meu să joace bine, corect, să nu înșele și ajută-l să joace foarte bine. Și dacă la sfârșit el pierde meciul arată că Dumnezeu a fost corect, nu părtinitor, că cel nu este părtinitor și dacă cealaltă echipă câștigă, slavă Domnului. El a jucat bine și acesta este lucru cel mai important. Nu contează că nu a câștigat. El nu a înșelat, a jucat bine, a dat tot ce a avut mai bun și poate data viitoare va juca mai bine. Pentru aceasta ne rugăm. Dar cum este cu examenele? Poate fi tău are un examen la matematică. Doamne, te rog, șoptește-i răspunsurile la ureche atunci ar lua nota 10 la fiecare examen. Tu i-ai cere lui Dumnezeu să nu fie corect. Noi trebuie să fim practici. El nu-ți va răspunde la acea rugăciune. La noi, când începeau examenele, veneau unii frați tineri și ziceau, frate Zac, te rog, roagă-te pentru mine, că ce-am mâine un examen. Eu le puneam o singură întrebare. Ai învățat din greu pentru examen? Dacă da, atunci mă rog pentru tine. Să presupunem că un fermier vine la mine și îmi spune, frate Zac, este perioada recoltei, te rog, roagă-te pentru mine să am o recoltă bună. Iar spune, stai puțin, ai semănat ceva pe pământul tău? Oh, n-am avut timp, am fost așa de ocupat. Atunci tu îmi spui mie să-L rog pe Dumnezeu să-ți dea o recoltă bună, deși tu n-ai semănat nimic. Îți spun în numele Lui Isus că nu vei recolta nimic. Înțelegeți? Este același lucru cu a învăța pentru un examen. Eu îi întreb pe copii, ați învățat din greu? Oh, n-am avut timp să învăț. Atunci cum să mă rog? Îți pot spune sincer că nu vei trece examenul. Și nu mă rog ca să treci examenul. Poate în mila lui Dumnezeu te va ajuta să treci, dar eu nu mă pot ruga să treci examenul dacă tu n-ai semănat nicio sămânță. Tu îmi ceri să mă rog pentru ceva care este împotriva firii normale. Tu ce fel de rugăciuni te rogi pentru copiii tăi? Bun, poate au fost bolnavi și n-au putut învăța. Ok, poate atunci Dumnezeu va avea milă de ei și pot spune, te rog, Doamne, lucrează la mintea lor ca să-și amintească ce au auzit. Ne putem ruga așa, dar nu îi putem cere lui Dumnezeu să nu fie corect. Sau dacă ești, de exemplu, o persoană care investești bani la bursă, crezi că Dumnezeu te-ar ajuta? Ai fi milionar prea repede. Dacă îți spune cum va crește bursa peste o lună sau peste un an, sau unde să investești, unde va merge bursa bine în următoarele luni sau săptămâna viitoare unde să pui banii, îți spun în numele lui Isus că nu îți va spune așa ceva, pentru că astfel nu ar fi corect. El nu-și ajută copiii pe căi nedrepte. Lucrul acesta ar fi nedrept pentru ceilalți care poate sunt atei. Deci cum să te ajute acolo? Deci fii atent când te rogi, cum te rogi. Uneori creștinii se roagă rugăciuni nerealiste și se întreabă de ce nu le răspunde Dumnezeu. Doamne, de ce am pierdut atâția bani în investiția aceea? Poate pentru a te elibera de dragostea de bani. Asta este mai important pentru Dumnezeu decât să faci bani. Știi asta? Câți credeți că a fi liber de iubirea de bani este mai important pentru Dumnezeu decât să te facă să câștigi mai mulți bani? Eu cred aceasta din toată inima mea și m-am rugat toată viața mea de creștin să mă ferească de iubirea de bani. Și foarte adesea a făcut așa încât a îngăduit să pierd bani. Nu aș fi fost eliberat de iubirea de bani prin a câștiga mai mulți bani, dar am fost eliberat de iubirea de bani prin pierderea lor. Și am spus, Doamne, fă să pierd mai mulți, dacă asta mă ferește de iubirea de bani. Pentru că a fi liber de iubirea de bani este pentru mine de un milion de ori mai important decât să îmi crească contul bancar. Crezi și tu asta? Eu cred din toată inima. Așadar, eu încerc să vă spun că adesea rugăciunile noastre merg într-o direcție greșită, pentru că nu suntem părtași firii dumnezeiești. Dumnezeu ne-a dat tot ce avem nevoie pentru viață și Evlavie. Să vă mai arăt un verset din 2 Timotei 3, legat de vremurile în care trăim. 2 Timotei 3, versetul 1. Zilele din urmă vor fi vremuri grele. Greu din punct de vedere financiar? Vor crește prețurile? Nu la asta se referă. Poate să fie și asta adevărat, pentru că prețurile la magazine au crescut anul acesta. Dar nu despre asta vorbește aici. Vorbește despre persecuție? Nu, nici despre asta. Poate spui, atunci ce fel de vremuri grele? Pavel, cu privire la ce ne avertizezi? Versetul 5. Printre voi vor fi oameni doar cu o formă de Evlavie și fără putere. Și va fi foarte greu în mijlocul creștinilor care vorbesc limba corectă, merg la biserică, citesc Biblia, dar nu au puterea duhovnicească, puterea Evlaviei. Au doar o formă de Evlavie, dar nu și puterea Evlaviei. Așa sunt astăzi mulți creștini. Și de aceea va fi un timp greu. Pentru că acești oameni, care se numesc creștini, și au doar o formă de evlavie, versetul 2, se iubesc pe ei înșiși, iubesc banii, se laudă. N-ați văzut oameni în jurul vostru care spun că sunt creștini, dar se iubesc pe ei, iubesc banii și sunt lăudăroși, aroganți, hulitori, neascultători de părinți. Sunt creștini, dar nemulțumitori, fără evlavie, fără dragoste, neînduplecați, clevetitori. N-ați văzut creștini clevetitori? Eu am văzut foarte mulți. Apoi, neînfrânați, răi, versetul 4, vânzători, obraznici, îngânfați, iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu, care petrec mai mult timp în plăcerile lor decât cu Dumnezeu. Dar ei țin la o formă de evlavie și va fi foarte greu să fii creștin în mijlocul unor asemenea așa zis creștini. De aceea la noi în Biserică predicăm adevărul. De aceea ținem la standardele înalte. Cere Duhului Sfânt să te ajute să trăiești așa și vei fi un martor al lui Hristos în aceste zile, în care mulți au doar o formă de vlave, dar permit multe păcate. Priviți câți bărbați divorțați sunt pastori acum. Știți că Biblia spune că dacă o persoană este divorțată, dacă o femeie este divorțată și soțul ei încă trăiește, dar ea trăiește cu un alt bărbat, ea se va numi prea curvă? Citim aceasta în Romani 7,3. Nu eu le numesc așa, așa scrie în Biblie. Dar sunt creștini divorțați și nici măcar nu stau să se gândească de două ori la aceasta. Deci sunt multe lucruri de felul acesta. Nu condam pe nimeni aici. Doar spun adevărul lui Dumnezeu care uneori nu este agreat. Dar acesta este adevărul. Ne putem pocăi și să-i spunem Domnului aceasta. Luați asta în serios. Tot ce este scris în Cuvântul lui Dumnezeu este foarte serios. Dacă ai greșit în trecut, Dumnezeu trece cu vederea și iartă. Este adevărat, dar asta nu coboară standardele lui Dumnezeu. Nu pot spune că standardele lui Dumnezeu au coborât. Nu. Am păcătuit și îmi pare rău că mi-am stricat viața, dar standardele lui Dumnezeu tot acestea sunt. Deci este foarte important că trăind în aceste zile în care oamenii au o formă de Evlavie în mijlocul lor trebuie să avem puterea evlaviei. Întreabă-te, frate și soră, dacă ai numai o formă de evlavie. Mergi la biserică și vrei să lași impresia că ești un creștin după nou legământ, pentru că faci parte dintr-o biserică care predică nou legământ. Dar cum este în viața ta? La ce te uiți pe telefonul tău? La ce te uiți pe internet? Și stând aici poți arăta doar o formă de evlavie vii și stai în biserică, pari foarte sfânt, dar ce faci în restul săptămânii? Ești corect cu banii, ierți pe toată lumea, puterea evlaviei. Noi trăim în aceste zile vremuri grele. Domnul să ne ajute, căci în aceste zile avem mare nevoie de puterea Duhului Sfânt. Amin.